Bună seara, bine ați venit. După cum ați aflat, astăzi sunt patru evenimente astrale. Eclipsa, luna în creștere, prima zi de primăvară și vernisajul expoziției pictorului Petrică Diaconu. În preajma aniversării sale, iată că el ne dăruiește o frumoasă expoziție. Se vede treaba că este singurul pictor care lucrează în acril. De asta eu la un moment dat l-am denumit domnul acrilicului nemțean. Așa. Și temele sunt oarecum cunoscute, însă probabil în iarna asta o citit mult și din Emil Brumaru, că mai apar și niște fete dezbrăcate între bufnițe și alte regnuri și genuri. Din nou bună seara unei părți dintr-un altul care m-am mai văzut dimineață la Eminescu după masă sau la prânz la bibliotecă. Da, e și nu pot să-i salut pe aia de la televizor. Sunteți aici, deci nu știți că la aceeași oră, deci cu 5 minute mai devreme, vernisajul este un vernisaj alternativ pe tele. Ca să fiu și acolo și aici.
Da, eu un om care își asumă riscuri, Petrică de acolo, nu trebuie să spun altceva decât am spus la televizor, își asumă riscuri cu acrilul, pentru că nu-i demonstrat substanța asta, culoarea asta, cât rezistă, încă nu se știe. Se estimează, încă n-a trecut 100 de ani de la inventarea ei, vom vedea. Dar mai interesant e la Petrică ceea ce riscă în operă. Era vorba de viață și de operă, dar opera e viața până la urmă. Așteptam din toate discuțiile anterioare și la expoziția dinainte și până la asta, la o schimbare, dar fie că n-a avut timp, fie că și-a asumat riscul pe jumătate, a schimbat, a început să schimbe, ne promite o schimbare în câteva lucrări, un fel de pseudo-peisaje, le-am spus la un moment dat, sunt și acolo câteva, sunt și pe peretele acela, pe simeza aceea. Introducerea nudurilor în recuzita veche a tablourilor lui Petrică nu schimbă prea mult, dar mi-aduce aminte că mâine e Ziua Mondială a Poeziei, am mai spus-o astăzi, și asta mă trimite la un lirism pe care îl are Petrică de mai multă vreme în pictura lui, un lirism care e comun, iată, și plasticii și poeziei, deci vrând nevrând suntem într-o poezie vizuală aici, nu chiar în pictopoezie, deși este acolo un tablou cu un vers în el, sapă, sapă, frate, sapă, până dai de stele în apă. Așa. Deci suntem și în poezie și în pictură, suntem bine și în calendar pe tema asta. Petrică a reușit la cu multele lui expoziții până la asta să-și câștige o marcă, un drum, un raft, o secvență particulară în plastica nemțeană. Adică sunt câțiva pictori în gruparea de la Piatra Neamț pe care deja îi putem identifica oriunde ar expune ei, fie în personale, fie în colective. Ei, unul dintre ei este și Petrică Diaconu. Instalația asta e pus, făcută de aia de la teatru, și acolo se stinge lumina. Da. Da. Spuneam, are deja o marcă recognoscibilă în orice împrejurări Petrică Diaconu și ăsta e un mare câștig pentru un artist astăzi, când trăim într-o devălmășie artistică în toate genurile artistice, numai în pictură și în literatură și în muzică și așa mai departe, în așa zisul postmodernism. Așa că schimbarea pe care o așteaptă lumea, pe care o așteptam și eu, dacă n-a venit foarte repede, n-a venit brusc, poate că e bine. Petrică schimbă încetul cu încetul, nu în cromatică, în construcție întâi. El este un constructor oricum, pentru că e un bun grafician și asta se vede. Prima dată așează pe suprafață compoziția și după aceea vine cu cromatica. Se vede cum stă. Am mai remarcat faptul că îi place, e foarte riguros și ia în stăpânire suprafața și o termină tabloul, chiar dacă e moda suprafețelor lăsate libere. El ține la eleganță și la felul în care, la respectul pentru privitor. Am întors la un moment dat un tablou, nu se poate face lucrul ăsta aici și ar fi interesant, dar poți să faci, Petrică, fă-o tu cu mâna ta. Am întors, dar nu ăla, oricare. Hai să nu spune lumea că avem unul pregătit. Am întors un tablou pe partea cealaltă. N-ați văzut tablouri lucrate de Victor Brauner cândva, cu care eu am dormit niște nopți
să vedeți în ce hal arătau pe spate și arată pe spate. El era mai talentat. Pentru că asta vreau să spun, că ține la ștaif pe toate fețele tabloului. De aceea îl iubește lumea și de aceea vrea să-l aibă în casă. Pentru că l-am întrebat la un moment dat, pentru cine faci tablourile astea? Sigur, fiecare face ca să-și ducă un destin, ca să-și rezolve o problemă, fie tehnică, fie filozofică, fie poetică. Dar el mi-a spus că se gândește și la omul din fața tabloului și mai ales la omul din casă, nu la omul din galerie. Sigur că oamenii din galerie au casele lor. Dar nu gândește tabloul pentru galerii, ci îl gândește pentru casele oamenilor. De aici această grijă de a încheia, de a termina tabloul. Adică să fie mobila bine finisată. Exact, să fie obiect artistic. Și mobila poate fi un obiect artistic la o adică. Eu nu știu ce planuri de viitor are Petrică Diaconu. Cred că până la urmă, sigur, presat de fanii lui, nu o să renunțe la bufnițe, la compozițiile acestea cu mult decorativ în ele, dar până o să forțeze cumva schimbarea și o să ducă mai departe pseudo-peisajele de care vorbeam. Nu sunt peisaje, sunt senzații din natură, nu sunt peisaje propriu-zise și cred că va încerca mai mult. Aici am mai găsit un tablou pe care l-am și comentat. Va încerca mai mult și în sfârtecarea suprafeții și în ruperea simetriilor. Cu siguranță. Asta e. Am o confirmare chiar de la autor. Deci eu îi urez succes și trebuie să vorbească el, că așa în încheiere, așa se obișnuiește. Bună seara, bine...
Aici mă simt puțin mai stingher decât la Sestri, dar asta e situația, n-am ce să fac. Nu am de adăugat prea multe, pentru că în general avem un prieten bun la Iași care spunea că, luându-ți în interviu, nu e așa că, și el spunea, nu e așa că, și la un moment dat zice că, da, nu spui și tu ceva, zice că, și el zice, bine, dar pictorii pictează, nu vorbesc. Ca atare am să-mi restrâng și eu discursul foarte mult, pentru că evident ar fi foarte multe de spus, dar asta poate le mai spunem la când ne relaxăm după la un pahar de vin, nu? Da. Eu știu ce așteaptă Pete să spun mai departe, dar da. Dacă vorbim prea mult, nu mai avem timp să bem. Nichita Stănescu. Vă mulțumesc că ați venit. Vă rog să mă vizitați.